Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Punctul Pay aici la Acces TV, din nou în fața dumneavoastră. Problemele importante ale comunității în care trăim cu toții și astăzi aș dori să vorbim despre proiectele care există în derulare la Primăria Municipiului Târgu Jiu, dar și despre problemele pe care dumneavoastră le aveți și poate dintr-un motiv sau altul nu puteți să le soluționați și tocmai în această idee, invitatul nostru din această seară o să vină în întâmpinarea problemelor dumneavoastră și de asta vă rog, puneți mâna pe telefon și sesizați orice dificultate sau orice problemă pe care o aveți dumneavoastră de rezolvat. De asemenea, ne puteți găsi în mediul online acolo, pe Facebook, la rubrica Acces TV. Vă stăm la dispoziție cu absolut toate propunerile și toate sesizările pe care dumneavoastră doriți să le faceți către noi, iar noi, în măsura posibilităților, o să preluăm mai departe cele sesizate de dumneavoastră și să le dăm curs. Astăzi, în fața noastră, doamnelor și domnilor, directorul de investiții al Primăriei Municipiului Târgu Jiu, domnul Raul Chiriac. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit dumneavoastră și telespectatorilor! Și aș vrea să facem o scurtă incursiune în problemele municipiului din Târgu Jiu, pentru că știu că sunt numeroase și, de asemenea, în planurile de dezvoltare pe care le aveți dumneavoastră vis-a-vis de investițiile care există și cele pe care doriți să le accesați în perioada următoare. Dar până una alta, să nu uitați, stimați telespectatori, puteți intra în legătură telefonică directă cu noi și să-i adresați întrebările care doriți dumneavoastră directorul de investiții din Primăria Municipiului Târgu Jiu, domnul Raul Chiriac, iar dânsul, dacă nu intră în sfera sa de competență, le predă mai departe către departamentele de specialitate din Primăria Municipiului Târgu Jiu. Așadar, aș vrea să încep cu proiectele pe care le aveți dumneavoastră rapid până în următorii 2, 3, 4 ani de zile în curs sau în perioada următoare le aveți pentru a le implementa, pentru că după aceea bugetul nostru o să sune telespectatorii și o să spună probleme cu care se confruntă, probleme care nu au anvergura neapărat la dimensiunea pe care dumneavoastră aveți investițiile în Primăria Municipiului Târgu Jiu, dar aceste probleme mici, medii, mari trebuie soluționate ori de dumneavoastră, ori de cei care sunt în departamentele de specialitate din Primăria Municipiului Târgu Jiu. Da, vă mulțumesc! Timpul nu permite într-o scurtă prezentare să prezint toate proiectele. Da, aș încerca să comprimăm, dacă se poate. Fiindcă sunt proiecte de anvergură, dar sunt proiecte curente pe care deja le realizăm sau sunt în perioada următoare în care se realizeze, să se pună în operă, dar sunt și proiecte de anvergură, proiecte majore ale municipalității. La prima parte a acestui an, la o anterioară invitația dumneavoastră la emisiune, după aprobarea bugetului am prezentat programul de investiții prevăzut în acest an și chiar am discutat cu dumneavoastră că o să facem o prezentare și chiar în această perioadă putem spune ceea ce am realizat și ceea ce este în facem atunci o retrospectivă la proiectele care au fost realizate, implementate, da, până acum și după aceea trecem la cele pe fiind care că am avut în programul de investiții am avut unele lucrări în continuare, care au continuat de anul trecut și s-au finalizat în acest an. Este vorba de lucrări de infrastructură în mai multe cartiere din municipiu, lucrări de canalizări în cartierul Griviței, în zona blocurilor din strada Alexandru Ioan Cuza, în cartierul de Barcader, dar am început o serie de proiecte noi. În programul de investiții au fost prevăzute o serie de proiecte noi și am parcurs practic până în acest moment toate etapele necesare promovării acestor investiții. De la elaborarea proiectelor, obținerea vizelor, autorizațiilor, procedurilor de achiziție, astfel încât în această perioadă multe dintre aceste obiective sunt în curs de execuție și este vorba de canalizări în cartiere și aș menționa cartierul Teilor, cartierul Olari, în zona de vest, în cartierul se lucrează Microcolonie. Intens pentru deja modernizarea sau sunt proiecte noi din acest an demarate, dar deja execuția acestora depășește practic 70% la fiecare din acest obiectiv. Sunt o serie de proiecte în infrastructura școlară, proiecte mari, finanțate și de la bugetul local, dar și de la bugetul de stat, proiecte în execuție, obiective în execuție. Și aici aș da ca exemplu extinderea școlii generale Alexandru Ștefulescu cu 4 sele de clasă unde au început lucrările. Lucrări mai avansate sunt la școala Sfântul Nicolae, școala generală numărul 6, unde se supraetajează și practic se mărește capacitatea cu încă 6 noi săli de clasă și spațiile aferente. De asemenea, o serie de obiective finanțate de la bugetul local și aici aș menționa un proiect pe care a fost anunțat de către domnul primar la începutul acestui an. Este vorba de amenajarea bazelor sportive moderne la unitățile de învățământ. Este vorba de cele 6 unități de învățământ din municipiu, unde se realizează, se amenajează 18 baze, terenuri de sport, terenuri cu suprafață de joc sintetică,
de basket, multisport pentru volei, tenis, precum și terenuri de fotbal, cu împrejmuiri, cu instalații de iluminat pe timp de noapte și toate dotările necesare. Este lucrare în curs pe care ne propunem să o finalizăm până la sfârșitul lunii noiembrie, absolut toate cele 18 terenuri de sport. Ca să nu uit, o întrebare destul de des pe care am primit-o aici la emisiunea noastră este: de ce copiii nu mai sunt lăsați să joace mingea, să aibă diverse activități din acestea sportive, fizice, în școli și grădinițele din municipiul Târgu Jiu? Ce s-a întâmplat? Pentru că acestea sunt întrebările care ne vin dinspre partea părinților în general, pentru că acei copii mici ar vrea să rugă să recreeze acolo, dar nu pot pentru că toate unitățile sunt împrejmuite și nu se mai permite accesul. Da, dacă s-ar putea, aș dori și unitatea de învățământ, fiindcă, să știți, chiar am purtat discuții. A fost o chestie generică, ne-a întrebat, putem să... Nu, am purtat discuții cu toate conducerile unităților de învățământ și pe perioada vacanței au fost porțile deschise, astfel încât să se poată practica sportul pe bazele sportive. Nu cred. Deci dacă sunt deschideți? Cazuri, da, dar să știți, chiar s-a discutat cu conducerile absolut la toate unitățile de învățământ pentru a permite accesul în curtea școlilor în perioadele vacanței sau în afara orelor de curs. Deci dacă se duc în afara orelor de curs sâmbătă și duminica, spre exemplu, părinții cu copiii de mână să joace, nu știu, un tenis, o miuță sau așa și pe dincolo, vor găsi porțile acelor unități de învățământ deschise? Da, s-a discutat cu conducerile unităților și personal. Noi am verificat aceste aspecte, am discutat cu conducerile unităților pentru... Da, i-aș ruga pe telespectatorii care întâmpină probleme în accesul la diverse școli sau la diverse grădinițe unde doresc să joace un fotbal sau un tenis sau alte activități din acestea recreativă, să intrați în legătură telefonică directă cu noi, să ne spuneți dacă într-adevăr acolo v-ați lovit de acele porți închise, pentru că este de ceva timp aceste mesaje. Bineînțeles, discutăm de acele unități de învățământ, că aici este problema, acele unități de învățământ din cartierele de locuințe colective, mai sunt unități școlare la localitățile, dar cu preponderență este, discuția se referă la unitățile de învățământ din cartierele din municipiu. O preponderență deosebită a avut-o în subiectele emisiunii noastre, acea tencuială care este aproape desprinsă de pe blocul din Târgu Jiu. Am văzut deja că ușor-ușor acea tencuială s-a desprins, a făcut din nou victime. Noi am tras aici câteva semnale de alarme. De ce nu se iau măsurile necesare? Pentru că în continuare mai sunt probleme în anumite zone din Târgu Jiu și tencuiala este în pericol să desprindă, având în vedere că a început sezonul acela ploios, iar apa se infiltrează în zonele acelea care sunt desprinse, pe tencuiala aceea coșcovită și ulterior va cădea din nou, Doamne ferește, sper să nu avem astfel de situații neplăcute. Da, problema comportă mai multe aspecte. Pe de-o parte este vorba de asociațiile de proprietari care trebuie să ia măsurile de a anunța eventual în aceste cazuri, de a anunța autoritățile, respectiv ISU. Noi am primit fotografii, le vedem efectiv cum tencuiala stă, aproape se desprinde și mai ales că o să plouă din nou în continuare. Da. E clar că se va întâmpla ceva în perioada următoare. Am atras atenția repetate rânduri aici, dar totuși nimeni n-a făcut. Deci nu iau măsuri, nu știu, ISU, cei care sunt primăria Târgu Jiu, cei care sunt îndreptățiți și au autoritate în acest domeniu să treacă la... Am înțeles. Primăria a intervenit de câte ori a fost posibilitatea. Pe de altă parte, primăria poate derula acel program de reabilitare termică și cu această ocazie chiar vreau să anunț telespectatorii că începând cu 1 ianuarie noile reglementări legislative privind derularea acestui program sunt de natură a eficientiza programul, referitor la faptul că va fi un program multianual, iar cota de contribuție a asociațiilor de proprietari va scădea la 10%, preluându-se diferența la bugetul de stat. Noi facem în această perioadă o evaluare a tuturor proiectelor, a tuturor solicitărilor de la blocurile, la asociațiile de proprietari, astfel încât să depunem până la sfârșitul anului proiectele pentru a fi avizate la Ministerul Dezvoltării în cadrul acestui program. Deci este un aspect pe care municipalitatea poate să-l realizeze astfel încât să rezolve această problemă, precum și, bineînțeles, prin acest program se ameliorează și aspectul fațadelor. Domnul Chiriac, o problemă semnalată vis-a-vis de această reabilitare termică este aceea că aceste investiții se derulează preponderent în zona centrală, în vreme ce zona periferică din Târgu Jiu este oarecum lăsată undeva la
într-adevăr, la periferie, adică nu este atât de mult băgată în seamă. Deci, oamenii sunt mulțumiți pentru că în zona CAMEU, zona de Barcader, zona 9 Mai și așa mai departe, blocurile din acele zone sunt undeva lăsate la urmă și au prioritate, au întâietate acestea din zona centrală. Există vreun criteriu de genul acesta, adică, domnule, reabilităm termic prima dată blocurile din zona centrală, după care trecem la cartierele marginale și ne ocupăm acolo, sau e vorba doar de competența administratorilor de bloc care fac actele sau mai știu ce? Este vorba de pur și simplu de derularea acestui program, care prevede că pentru includerea, prima condiție necesară este semnarea contractului de mandat de către asociațiile de proprietari. Municipalitatea a elaborat o serie de proiecte, peste 100 de proiecte la blocurile din municipiu, însă pentru a parcurge mai departe acest program, pentru a include la finanțarea aceste blocuri, este nevoie de acceptul asociației, de semnarea unui act adițional la contractul de mandat, prin care asociațiile de proprietari își asumă obligația, în principal, pe lângă alte aspecte, și asumă obligația de plată a contribuției de 20% ce revine asociației de proprietari. Așa cum a spus, de la anul va fi 10%. Ori noi deci vorba strict aici de asociație de proprietari. Sigur că există da. Criterii preferențiale la primărie sau a celor care de la guvern sau de unde vin investiția, să spunem, domnule, vă ocupați de zona centrală și abia după aia vă ocupați de periferie și de cartierele marginale. Nu. În funcție de cât de repede primiți dumneavoastră documentația de la asociație de proprietari, automat veniți în sprijinul lor cu ce trebuie mai departe și se derulează programul de reabilitare. Sunt proiecte elaborate la nivelul asociațiilor de proprietari. În multe cartiere, practic, proiecte avem în toate cartierele, în cartierul de Barcader, de exemplu, aproape tot cartierul. Toate blocurile incluse în cartierul de Barcader au proiecte elaborate. Zona de sud. Însă, mai departe, după elaborarea proiectului tehnic și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, asociațiile nu au mai semnat acel adițional la contractul de mandat prin care își asumă obligația de a contribui cu acea contribuție de cofinanțare de 20% ce revine asociațiilor de proprietari. Și în aceste condiții nu puteam parcurge mai departe. Deci este mai degrabă o neînțelegere internă acolo la proprietari, da. Pentru că referitor unii probabil doresc să vină cu suma, cu partea necesară de cofinanțare, iar alții nu știu. Dacă nu există o înțelegere, un consens la nivelul acesta de cotă de cofinanțare, automat nici asociația de proprietari nu poate să aibă actele făcute în regulă pentru a le anunța către noastră și noastră să prelua. Noi nu avem legalitatea. Deci ar trebui rezolvate problemele în interior la asociația de proprietari. Sigur. Noi nu avem legalitatea de a demara mai departe procedurile fără acel accept al asociației, fără semnarea actului adițional la contractul de mandat. Pe de altă parte, vreau să spun că deja lucrăm la un regulament, ținând cont de faptul că, așa cum am spus, de la 1 ianuarie se aplică noile reglementări, respectiv aplicarea unui program multianual, și este un lucru pozitiv, întrucât fiind un program multianual, putem anunța asociațiile de blocuri etapizat când se vor putea realiza lucrările de reabilitare pentru fiecare bloc. Adică se poate face o estimare mult mai realistă a perioadelor în care vor intra în acest program fiecare obiectiv. Iar pe de altă parte, așa cum am spus, contribuția asociațiilor de proprietari poate să scadă până la 10%, ceea ce este mult mai convenabil pentru asociațiile de proprietari. Deci probabil oamenii au stat, știau, domne, de la anul 10% partea de cofinanțare, hai că nu băgăm dosarele acum, le băgăm de la anul din 2009. Nu cred că este vorba de acest lucru, dar probabil, vă spun, la nivel național, tocmai din acest motiv, probabil s-a constatat o ineficiență a programului. Practic, Târgu Jiul, vă pot spune, și acum 2 ani, și anul trecut a consumat din bugetul național alocat acestui program cam 10%, numai la municipiul Târgu Jiu. Noi avem incluse în program, de-a lungul, de când s-a demarat acest program, deci avem aproape 60 banii, de blocuri. Deci avem bani, dar nu știu să-i luăm. Cam asta ar fi concluzia. Luăm doar 10%. Dacă Târgu Jiu a avut o pondere destul de mare în cadrul acestui program, la nivel național, atâta timp cât 10% din fondurile alocate la bugetul național, care reprezintă cei 50%. Sunt bani cu duiumul, e un purcoi de bani pe care noi nu știm să luăm. E la dispoziția noastră, dar nu știm să luăm. Probabil și datorită aspectelor legate de relația cu asociațiile, de funcționare a acestui program. Tocmai din acest motiv consider că
Deci niște probleme birocratice. Nivel național s-au luat aceste măsuri care pot eficientiza programul. Da, dar dumneavoastră spuneți că practic câteva probleme din acestea birocratice superficiale subminează posibilitatea noastră de acces la niște sume colosale care efectiv stau la dispoziția noastră, dar noi datorită unor mici neînțelegeri, dueluri de orgolii care există în asociații, Dumnezeu știe care e acolo, acele sume până la urmă vor dispare, vor pleca. Că exact, probabil nu o să stea la dispoziția asociațiilor de proprietari 100 de ani de acum încolo până să hotărăsc ei acolo și cu președintele de asociație sigur, să depună actele pentru a lua banii. Tocmai de aceea noi, legat de noile reglementări, noi dorim să în luna viitoare, la următoarea ședință de Consiliu, nu în octombrie, cea din luna noiembrie, să supunem aprobării un regulament privind prioritizarea și modul de mecanismul de derulare a acestui program, cel puțin adaptat la după constatările în ceea ce privește deficiențele semnalate, adică aplicăm toate constatările pe care din experiență le-am cumulat de-a lungul parcurgerii acestui program și încercăm să le eficientizăm. Din întâlnirile pe care le-ați avut cu președinții asociațiilor de proprietari, ce v-au spus? Li se pare mult cota asta de cofinanțare, care din punctul meu de vedere este cât se poate de mică, de ce nu depun actele în timpul necesar pentru a obține astfel de finanțare? Ce se întâmplă acolo? Care sunt regulile? Pentru că e ciudat că o sumă atât de mare de bani stă la dispoziția noastră, dar noi nu putem accesa datorită la alte probleme interne. Ce ori aveai acolo la asociație? Ce v-au spus? De ce nu vă depun actele? Sunt mai multe explicații, nu pot fi toate cuantificate într-o unică. Da, una, două, spuneți, domnule, nu putem spune că nu vrea Georgescu, Popescu și cum mai știu eu cine că nu vrea să dea bani. Sunt cazuri în care poate reprezentanții asociației de proprietari nu sunt destul de interesați. Da. Chiar dacă proprietarii, mulți dintre proprietari își doresc să includă proprietarii nu iau măsuri în momentul în care îl văd pe ăla că e tămâie acolo și stă să n-adoarmă pe scaun. Acesta este un aspect, nu pot să spun că este la general, dar sunt mai multe cazuri. Păi da, și noi subliniam în general și încercăm să identificăm pe fiecare problemă soluțiile. Sunt blocuri de garsoniere, spre exemplu în Griviței, unde s-a reabilitat întregul cartier, mai puțin cele două blocuri de garsoniere, în care nu au putut strânge semnăturile, deoarece majoritatea sunt închiriate și nu există proprietarii. Proprietarii sunt plecați la muncă în străinătate? Probabil. Mă rog, diverse cauze. Sunt cazuri și cazuri. Deci nu am putut lua legătura nici pe telefon, nu există nicio posibilitate de contact cu acei proprietari? Da. Ne-am făcut demersul de mai multe ori, sunt proiectele elaborate. E păcat de acești bani pentru că cel mai probabil această ocazie nu se mai întâlnește a doua oară. Vă putem spune că totuși avem cazul fericit în care noi am elaborat în această perioadă și avem o serie de proiecte elaborate la nivelul municipiului. Ne propunem în principal blocurile cu regim de înălțime pe plus 10 să le realizăm, să le includem în acest program. Blocurile Lido, blocurile Turn. Cele din zona centrală care au rămas reabilitate, da. Și care, după cum ați constatat, prezintă un potențial de desprindere a elementelor decorative, da, ale fațadei. Este blocuri cuprinse în practic în tot municipiul. Noi până în luna decembrie dorim să depunem acele proiecte la... Cât timp este valabil programul ăsta de finanțare? Că probabil are o durată, adică, băi fraților, depuneți, vă spun cei de la București, depuneți programele sau proiectele pe care le aveți dumneavoastră până în data de, nu știu, un an, doi ani. Este mult mai eficient, cum a fost propus acum, ca și programul multianual, la fel cum funcționează programul național de dezvoltare locală, care este pe o perioadă de 4 ani, întrucât față, spre deosebire de schema existentă până în acest moment în care bugetul era anual și în care se aștepta în fiecare an până la aprobarea bugetului de stat, astfel încât să se facă bugetele pe programe și apoi să fie repartizate unităților administrativ teritorial, se ajungea deja, se trecea o bună parte din an în care nu erau finanțate aceste lucrări. Până se făceau achizițiile, se ducea spre sfârșitul anului, deci nu putea fi eficient din punct de vedere al continuității. Pe când fiind un program multianual pe 4 ani, ele se derulează, în plus faptul că vom avea blocurile clar, cele care vor fi avizate, se vor putea eșalona în timp, etapiza în această perioadă, astfel încât să putem transmite și reprezentanților asociațiilor termenele, perioadele estimate în care se vor realiza, astfel încât să facă și responsabilii de asociațiilor demersurile pentru a colecta, pentru a face rost de bani. Bineînțeles, contribuția aferentă asociației de
Un telespectator de-al nostru vă întreabă ce se întâmplă cu centura din municipiul Târgu Jiu pentru că a dat o parte din teren, dar nici măcar acum nu au primit banii. Este o investiție a Guvernului României, a Companiei Naționale de Drumuri și Autostrăzi. O întreagă controversie este legată de centura asta, că a luat la oameni terenul și le-au dat banii. Da, după cum știm... Da, domnul Ion Tudor vă poate răspunde, pentru că domnul Tudor este directorul. S-a reluat oricum procedura. Dacă vede, se uită în momentul de față, l-aș ruga să intervină în legătura telefonică directă, să dea un răspuns vis-a-vis de sumele acestea care trebuie acordate cu titlurile de despăgubire către cei care li s-a luat diverse suprafațe de teren pentru tronsoanele de drum prin care va circula această centura municipiului Târgu Jiu, care în momentul de față este în conservare. A făcut o conservă, a făcut un fel de murătură, stimați respectatori, că a venit toamnă. Da, după cum știu, a fost reluată procedura de achiziție pentru lucrări, a fost reziliat contractul cu antreprenorul și reluată procedura de achiziție. Vom avea centură, domnul director Raul Chiriac, în perioada următoare? E des întâlnită întrebarea. Vom reuși să mergem pe centrul municipiului Târgu Jiu? Sau este un proiect din acesta utopic care există doar pe hârtii și doar în conturile de unde se sifonează bani pentru diverse lucrări care se fac aici? Categoric. Sunt probleme, poate unele obiective, poate unele din, mă rog, din gestionare proastă, nu pot să spun, să fac aprecieri, însă clar că este un obiectiv care va fi finalizat. Orice obiectiv început va fi finalizat. Iar făcut Bechtel autostrada, pe de altă parte, nu știu câte 300 și ceva, 400 de milioane de euro și a lăsat praf și pulbere în conservare tot. Așa se poate întâmpla și la noi. Pe de altă parte, printr-o nouă ordonanță de urgență, regulamentul privind recepția lucrărilor s-a modificat în sensul, tocmai din acest punct de vedere, probabil că sunt mai multe cazuri în țară, de a putea fi recepționate lucrările pe tronsoane. Tronsoane, bineînțeles, care au funcționalitate independentă, fiindcă până la data actului normativ, recepția trebuia toate elementele cuprinse în obiectivul de investiții să fie realizate astfel încât să poată fi recepționate și puse în funcțiune. Ori prin noile reglementări se pot recepționa și pune în funcțiune și tronsoane independente. Probabil că exact asta s-a avut în vedere, de a putea da în folosință anumite tronsoane din autostrăzi sau din alte obiective de investiții majore, dar care pot fi puse în funcțiune pe anumite tronsoane cu funcționalitate independentă. Din experiența dumneavoastră, care ar fi fost cauzalitatea care a stat la baza stopării acestor investiții în centura din municipiul Târgu Jiu? Și dacă ați putea identifica o instituție sau pe cineva care se face responsabil de modul acesta defectuos de cheltuire al banilor publici? Nu pot face aprecieri, fiindcă nu am datele contractului. Nu este un contract administrat de către Compania de Drumuri și Autostrăzi și nu pot face aprecieri. Este ciudat, pentru că stau și mă uit la banii care se colectează în fiecare an din taxele și impozitele noastre, ajung în investiții din astea aruncate efectiv așa, ca din tren la batjocură. Sunt câțiva jmecheri din ăștia abonați, fie că e vorba de vorbim de străzi, fie că e vorbim de diverse obiective din acestea care urmăresc să fie construite și așa mai departe. Sunt câțiva jmecheri din ăștia abonați care fac să umplu de bani efectiv, iar noi rămânem și ne uităm dacă se termină și se finalizează o investiție, zicem, să rămână, ce bine că ne-a făcut și nouă un legănuș și un parc de distracții. Dacă nu, la revedere, stăm și așteptăm. Doamne, poate nu mai suntem trimiși de la Ana la Caiafa și în perioada următoare o să putem să beneficiem noi de serviciu sau de investiție acutare. Cam așa s-a ajuns în momentul de față în România. Și de ce nu și în județul Gorj, pentru că privim cu frustrare, privim cu neputință și în același timp resemnați de modul în care sunt aruncați banii noștri colectați din taxe și impozite, iar noi suntem marcați de neputința din care să putem să-i tragem la responsabilitate pe factorii decidenți care efectiv și-au bătut joc de acei bani. Da, eu sper și cred, ținând cont de ceea ce am spus mai devreme, de noile reglementări, nu dețin datele, dar să sperăm că un tronson, după ce se va încheia contractul de execuție, cel puțin tronsonul din zona de vest, care știu că este într-o fază mai avansată, poate fi pus în funcțiune, dat în funcțiune. Doamna Ionescu Gabriela vă întreabă, creșe și grădinițe, de ce nu avem suficiente? Pentru că nu avem unde să ne ducem copiii și nepoții. Chiar vreau să spun pentru doamna... Doamna Ionescu Gabriela, că avem un program extraordinar complex vizând unitățile de învățământ și atât liceal, dar și gimnazial și preșcolar. Și vă pot spune o serie de proiecte pe care le avem. Deci, chiar în această perioadă s-au realizat lucrări la
unitățile de învățământ preșcolar, dar avem un program complex și aș da câteva dintre obiectivele care se vor realiza în perioada următoare. Pe de o parte, pe fonduri europene au fost depuse proiectele și sunt eligibile, valoarea fiecărui proiect este de aproximativ 1 milion de euro, pentru extinderea grădiniței numărul 8 de pe strada Olar și grădinița Mihai Eminescu de pe Olar și grădinița 8 de pe strada Mioriței, o extindere pentru 4 grupe în regim de înălțime pe plus 1, o suprafață desfășurată de aproximativ 1000 de metri pentru fiecare grădiniță. Suntem în faza de contractare cu Ministerul Dezvoltării, la Agenția de Dezvoltare Regională, astfel încât pe parcursul anului vor urma procedurile de achiziție și începerea lucrărilor anul viitor. De asemenea, avem un proiect pentru zona de nord. Au fost luate în calcul toate zonele orașului de a asigura locurile pentru copiii preșcolari, întrucât, într-adevăr, s-a înregistrat o tendință de creștere a numărului de solicitări la unitățile de învățământ preșcolar și de aceea au fost luate crește în calcul toate... Crește natalitatea în Târgu Jiu sau... Eu cred că și condițiile bune din municipiu, în ceea ce privește unitățile de învățământ preșcolar, unde există toate condițiile pentru corespunzătoare pentru... acest deci au mai multe facilități decât aveau înainte. Sigur că da, și condițiile, inclusiv practic toate spațiile, inclusiv amenajări exterioare și sunt corespunzătoare. O întrebare. Aș vrea ca să închei, fiindcă au fost luate în calcul toate zonele. În perioada următoare, deja a fost definitivat proiectul pentru amenajarea grădinței 15 de pe strada 11, iunie, între 9 locație. Este vorba de o grădiniță cu 3 grupe, practic imediat în proximitatea grădiniței Constantin Brâncuș. De asemenea, am făcut demersuri la Ministerul Educației și în zona de Barcader, în proximitatea blocurilor primării. Deja este în procedură de achiziție realizarea unei noi grădinițe cu program normal. Deja este finalizat proiectul pentru grădința 10, care va fi mutată în curtea Liceului Teologic. Este vorba de, deocamdată funcționează într-o clădire la care primăria plătește chirie către proprietari, pe strada Alexandru Ioan Cuza, fostul dispensar. Grădinița aparține de Liceul Teologic și s-a găsit posibilitatea de a se construi în curtea Liceului Teologic, astfel încât vor fi și condiții corespunzătoare unei grădinițe cu 600 de grupă în regim de program prelungit. Deci aceste proiecte sunt deja în curs de... Este vorba de parte de infrastructură mare în ceea ce privește învățământul. Deci în următorii 2 ani vor fi cu cetățenii implementate. Da, sigur că da. Și pot să spun că, în general, la unitățile de învățământ, atât în ceea ce privește, sunt lucrări în execuție, multe dintre acestea, iar și lucrări care deja au finanțare, practic în următorii 2 ani, la unitățile de învățământ, atât preșcolar, dar și gimnazial și liceal, se vor realiza investiții în valoare de aproape 10 milioane de euro. Investiții finanțate atât la bugetul local, dar bineînțeles cea mai mare parte din fonduri europene și de la bugetul de stat. O întrebare scurtă și la obiect. Domnule Chiriac, cu pandurii ce faceți? Din punct de vedere al primăriei s-au făcut toate demersurile pentru finalizarea lucrărilor la stadion și... Probabil că chiar dacă echipa de fotbal, mă gândesc. Da, am înțeles, dar normal, ca orice susținător al echipei, sper că... echipa are un parcurs bun și să sperăm că, ținând cont și de faptul că va fi inaugurat noul stadion din municipiu, vom avea și echipa pe măsură. Când va fi inaugurat stadionul acesta? Pentru că am văzut fel de fel de tergiversări ale termenului de inaugurare, o dată în primăvară, o dată așa în vară, este, s-au dat termene și mai un pic și vine 2019 și tot nu reușim să inaugurăm. Într-adevăr, s-au dat termene. Investitorul, pe cum știm, este Compania Națională de Investiții, care este, de fapt, în subordinea Ministerului Dezvoltării. S-au făcut toate demersurile. Domnul primar a fost la acea ședință de avizare când s-a obținut ultimul aviz, în calitate de beneficiar, bineînțeles, primăria. A fost emisă hotărârea de guvern, mă rog, trecem peste toate, s-au parcurs toate etapele. Este cert acum că lucrurile se vor realiza. Lucrarea este în execuție, în procedură de achiziție, după cum ne-au informat reprezentanții Companiei Naționale de Investiții. Chiar
la jumătatea lunii noiembrie va avea loc licitația la sediul companiei, la Compania Națională de Investiții, iar termenul de execuție a lucrărilor dat prin documentație este de 4 luni. Deci undeva în primăvară vor fi finalizate toate lucrările. Țin să reamintesc că lucrările la obiectivul de bază, respectiv la stadionul propriu-zis, au fost de fapt finalizate, dar aici este vorba de lucrările de amenajări exterioare, practic de o zonă de promenadă în jurul stadionului, cu paviment, cu toate utilitățile necesare, iluminat modern, astfel încât întregul complex sportiv să capete o anvergură europeană. Doamna, bineînțeles, să fie un pol de referință. Doamna Ionescu, Gabriela solicită o grădiniță și în zona liceului numărul 5, pentru că acolo nu sunt. Este vorba de cartierul... În zona de nord, practic, avem grădinița numărul 7 din cartierul de pe strada locotenent Colonel Dumitru Petrescu. Este vorba și de posibilitățile de teren pe care le are primăria. Tocmai de-aia am spus, într-adevăr, avem acele proiecte în zona de sud, dar și zona de nord este luată în calcul. Categoric, și are dreptate doamna, este necesară mărirea capacității în zona de nord, unde ca și regim de program prelungit funcționează doar grădinița numărul 7 și mai este grădinița Constantin Brâncuș de pe strada 11 iunie. Însă știu deci din discuțiile... Deci în zona de nord este deficitară la capitolul grădiniță. Da, însă așa cum am spus, se face acea grădiniță prin Ministerul Educației în cartierul de Barcader, care tot în zona de nord va deservi, și de asemenea știu că domnul primar a purtat discuții vis-a-vis de crearea eventual a unei noi grădinițe în proximitatea liceului Gheorghe Magheru. Cineva ne atrage atenția asupra unui subiect pe care eu cel puțin nu l-am identificat până acum. Există o preocupare destul de ciudată la diverse direcții din primărie pentru spațiile de arhivare, în principal la documentelor 2014-2015. Mie nu spune nimic, sincer, la ce, da, se referă. Spațiile de arhivare, în principal la documentelor 2014-2015. Vă rog, dacă aveți precizări suplimentare, să vedem, poate băieții ascund acolo ceva, nu știu, dacă aveți informații, veniți cu o precizare suplimentare, că mie nu-mi spune deocamdată nimic această situație cu spații de arhivare. Aveți mai multe spații de arhivare în primărie? Sau nu, este arhiva din spatele primăriei, este încăperea aceea, construcția separată, în care este arhiva centrală, mai departe fiecare serviciile importante în funcție de posibilități au o arhivă proprie, cadrul biroulor, și este arhiva generală a instituției care se află în curtea primăriei. Dar da, ceva nu cred că vă poate răspunde la întrebarea asta. Domnul Chiriac vă întreabă dacă știți câte firme lucrează cu primăria municipiului Târgu Jiu. Sunt foarte multe firme, întrucât sunt procedurile de achiziție care s-au făcut practic și la lucrările de reparații și la lucrările de investiții, în funcție de sunt criteriile de în ceea ce privește selecția ofertelor în cadrul procedurilor de achiziție, și sunt foarte multe societăți care lucrează pentru municipalitate. Cineva vă întreabă cum să împac aparatul tehnic din primăria municipiului Târgu Jiu cu ședințele de Consiliu Local. Adică probabil cum vom cei din Consiliul Local, dacă există vreo schismă probabil sau vreo apropiere între ceea ce se decide în Consiliul Local și ceea ce se decide de către aparatul tehnic al primăriei. Noi ne prezentăm... O relație de complementaritate sau... Normal că ținând cont de faptul că reprezentăm executivul și avem tangență direct cu problemele care trebuie rezolvate la nivelul municipiului, redactăm toate materialele, tot ceea ce este necesar de a fi în speță în ceea ce privește serviciul de care mă ocup. Este vorba de aprobarea tuturor indicatorilor tehnico-economice ai obiectivelor de investiții. Toate propunerile de hotărâri de Consiliu care implică serviciile respective. Și bineînțeles, le prezentăm Consiliului Local, se discută, nu este o atmosferă normală care... Fiecare subiect necesită și foarte bine explicații pentru a fi lămurită toate aspectele. Cineva vă întreabă ce măsuri puteți lua cu animalele fără stăpân, sau mă rog, cu caii lăsați liberi pe străzi, dacă ați făcut acel obor la care dumneavoastră făceați trimitere, sau cei din primăria municipiului Târgu Jiu făceau trimitere. Știu că aici... Care sunt măsurile care se pot lua cu caii aceia care sunt pe... Știu că poliția locală are implicație în
o parte din, din aceste atribuții de a sesiza aceste aspecte și de a... De a proceda în consecință. Da. Luăm o scurtă pauză de publicitate, îmi spun colegii mei din regie, stimați telespectatori, după care o să revenim la dezbaterea noastră din această seară. Orice problemă o aveți, cei care locuiți în municipiul Târgu Jiu și nu numai, sunați în direct pentru a intra în legătură cu directorul de investiții din primăria municipiului Târgu Jiu, domnul Raul Chiriac, și ulterior o să încercăm să le dăm de capăt, pentru că vom despica firul în patru aici la emisiunea Punctul Pay. Publicitate și revenim după aceea rapid în studio. Oameni frumoși, știți despre ce e vorba? E timpul să avem copii activi, mereu joviali și prinși în cele mai frumoase și energice activități. Să aibă spirit liber și să fie experți în comunicare. Sunt Andreea Chirițescu și vă aștept cu brațele mele larg deschise la cursul de dezvoltare personală și gestionarea emoțiilor. Cursurile școlii mele de teatru se vor desfășura în perioada 24 septembrie-24 decembrie. Haideți să ne bucurăm împreună! Un revelion ca niciodată, un revelion imperial. În cea mai nouă și cea mai mare sală de evenimente din Târgu Jiu, Restaurant Imperial Events organizează cea mai mare petrecere de peste ani, Revelion 2019, într-o sală elegantă cu aranjament de poveste, bucate alese și divertisment exclusiv. Atuul nostru, Revelion, cu un meniu conceput de executiv chef George Valery, mentorul cele mai prestigioase școli de gastronomie din România, Horeca School. Divertisment de excepție și muzică de calitate, cu artiștii renumiți Armin și Petrică Nicoară, Eugenia Filip și Dumitru Vasilescu. Zi, tată, la cea mai mare și cea mai nouă sală din Gorj. Dragi prieteni, vă așteptăm în număr cât mai mare la Revelion 2019 cu Armin și Petrică Nicoară. Cea mai nouă locație și cea mai mare locație din județul Gorj, Imperial Events, numai aici de Revelion 2019. Dragi prieteni, sunt Dumitru Vasilescu și împreună cu Armin și Petrică Nicoară Sârbu vă așteptăm să petrecem la trecerea dintre ani Revelion 2019 la cea mai nouă și cea mai frumoasă sală din Târgu Jiu, numai la Restaurant Imperial Events Târgu Jiu. Pentru rezervări sunați la numărul de telefon 0759 036 458. Revelion 2019, Imperial Events. Refuză să lucrezi în condiții de nesiguranță. Indiferența poate ucide. Instruiește-te. Poartă echipament de protecție. Familia te așteaptă acasă. O campanie inițiată de Inspecția Muncii și organizată de ITM Gorj. Cel mai nou și modern salon de înfrumusețare din orașul Târgu Jiu, Rina Beauty House, își așteaptă clienții cu servicii de înfrumusețare complete, la cele mai accesibile prețuri, într-un ambient extrem de plăcut. Coafiură și îngrijirea părului, tratamente pentru toate tipurile de păr, cosmetică, tratamente faciale, epilare definitivă, tratamente împotriva ridurilor, acneei, pistruilor sau petelor pigmentare, stilizarea sprâncenelor, manicură și pedicură, extensii de păr, extensii de gene fir cu fir. Punctele noastre reporte sunt: deținem aparatură de ultimă generație, oferim cele mai noi servicii de înfrumusețare apărute pe piață, oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, fidelizăm clienții prin abonamente și îi surprindem cu reduceri spectaculoase, mediu primitor ce îmbie la relaxare, personal amabil și bine pregătit. Salonul este aflat într-o zonă centrală ușor accesibilă și, nu în ultimul rând, cafeaua este din partea casei. Fă-ne o vizită, iar noi ne vom ocupa de întreținerea frumuseții tale. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Calea Eroilor, numărul 28, în spatele Colegiului Național Tudor Vladimirescu, sau pe Facebook și Instagram Rina Beauty House. Programări la numărul de telefon 0353 401 880. Simte-te frumoasă cu Rina Beauty House. Ai un startup business? Ești o corporație care deja și-a format un renume?
Alătură-te nouă! Ne folosim toate resursele pentru a te ghida spre succes! Spoturile publicitare create de Acces TV și Radio Omega pun în lumină afacerea ta, făcând-o să devină o adevărată vedetă pentru clienții care vor plăti bilet de intrare ca să se bucure de ce are de oferit. Noi punem preț pe primul impact și crearea unei legături între orice tip de client cu afacerea ta. Te așteptăm la sediul nostru din strada Alexandru Vlahuță, bloc 3, etaj 1, sau contactează-ne la numărul de telefon 0755 11 5585. O colaborare de excepție are un singur rezultat: realizarea unui proiect de succes. La noi, la compania Succes, am adus cea mai modernă tehnologie pentru ca tu, indiferent de nevoile tale, să găsești cele de trebuință. Îți aducem lemn de foc pentru iarnă, gata tăiat și crăpat. Livrăm atât în țară cât și în străinătate toată gama acestei industrii, începând de la lemn brut și până la cherestea, parchet sau mangal. La noi le găsești pe toate, la cele mai bune prețuri, pentru că suntem o companie de succes. Via Vai te așteaptă cu cea mai delicioasă pizza din oraș. Numai la Via Vai găsești pizza gigant la numai 35 de lei pentru toată familia. Sau ia-ți prietenii și vino la un espresso happy hours la doar 3 lei zilnic până în ora 11. În plus, te invităm să experimentezi gusturi noi de pizza, paste și preparate specifice la prețuri cum nu mai găsești. Pentru cei ce sunt la serviciu sau acasă, se livrează. Comenzi la telefon 0253 240024. Sub parânghe forfotă mare, joia și duminica, toată suflarea vine în Târgu Jiu, la Târgul Auto Succes, târgul târgurilor din Oltenia. Mii de mașini, mii de comercianți și zeci de mii de vizitatori. Aceasta este imaginea unui adevărat târg auto, unde vinzi și cumperi aproape orice. Iar când îți vine foame, cei mai adevărați mici îi găsești în terasa Succes, numai preparate sănătoase din carmangeriile noastre. Carne sigură ce provine de la fermele Succes. Aducem din păstrăvăria noastră păstrăv viu crescut natural, pâinea gorjenilor proaspătă și caldă, fructe și legume, toate la prețuri de producător. Asigurăm toate serviciile unui târg auto european. Târgul Auto Succes, cel mai mare târg auto din Oltenia. Am revenit la dezbaterea noastră, dragi prieteni, această seară împreună cu directorul de investiții al primăriei municipiului Târgu Jiu, domnul Raul Chiriac, și o să dăm drumul la linia telefonică în perioada următoare ca dumneavoastră să sesizați problemele pe care le aveți către primăria municipiului Târgu Jiu. Domnul director este la dispoziția dumneavoastră în această parte a doua a emisiunii și că tot am vorbit, domnul director, în prima parte a emisiunii despre proiectele pe care deja le-ați implementat, aș vrea ca în partea a doua, deși am început să am inițial cu subiectul acesta, să ne spuneți ce proiecte aveți în derulare în perioada următoare vis-a-vis de ceea ce înseamnă municipiul Târgu Jiu și dacă într-adevăr veți reuși să obțineți și finanțarea și care sunt eficiența privind demersurile pe care dumneavoastră trebuie să le înaintați către București pentru a sprijini și pentru a veni în întâmpinarea acestor investiții pentru Târgu Jiu. Da, proiectele sunt structurate pe mai multe domenii. În primul rând... Și înainte, o întrebare înainte de a intra în miezul acestei probleme. V-ați lovit vreodată în București la guvern să vă întrebe cineva când v-ați dus la direcție de specialitate acolo să cereți bani ce culoare are primarul în Târgu Jiu? Este penelist sau este PSD-ist de-al nostru? Nu, sincer, nu v-a întrebat nimeni? Nu, sincer nu, fiindcă este o relație instituțională. Știu că se practică de regulă asta, adică și... din ce primar aveți dumneavoastră, domnule director? Păi am primar PNL. Știți cum bine, luați loc la bonul de ordine 834. În primul rând trebuie să ai proiecte elaborate și să fie eligibile, să fie întocmite așa cum trebuie. Deci criteriul politic nu este... În primul rând, nu pot... Atât de definitoriu vis-a-vis de acordarea acestor investiții, noi, pentru că... În ceea ce ne privește, ne facem datoria de a depune acele proiecte pe programe. Sunt programe la nivel național. Bineînțeles că ne propunem proiecte în general, practic toate programele existente, tot ceea ce se implementează sau... pregătim acele proiecte, bineînțeles că nu totdeauna absolut toate proiectele pot fi finanțate într-un final, dar ideea este de a concepe, de a realiza aceste proiecte și de a face demersuri, întrucât orice proiect
elaborat până în final dacă acest proiect este inclus în strategia de dezvoltare a municipiului și ne propunem să le realizăm, într-un final se va realiza. Revenind la întrebarea dumneavoastră, proiectele pe care le avem pregătite, bineînțeles că acestea sunt structurate pe mai multe domenii și majoritatea sunt la un grad de maturitate, astfel încât suntem în stadii destul de avansate în ceea ce privește stadiul de precontractare sau de contractare. Multe dintre acestea sunt la nivel de stadiu de contractare. Multe au fost declarate eligibile, multe sunt în execuție deja. Aș face referire în primul rând pe fonduri europene, în cadrul programului operațional regional, acolo unde numai pe axa 4, municipiul Târgu Jiu beneficiază de o alocație de aproximativ 26 de milioane de euro. Sunt bani dedicați exclusiv municipiului Târgu Jiu, fiindcă pe axa 4 sunt alocate fonduri municipiilor reședință de județ. Așa cum am spus, din cei 26 de milioane de euro, aproximativ 20 de milioane de euro pentru obiectivul de reabilitare și extindere a sistemului de transport în comun prin troleibuz, proiect care prevede modernizarea și reabilitarea întregului sistem, de la linia de contact, stații de redresare, depoul cu clădiri, cu toată incinta și inclusiv achiziția de mijloace de transport, respectiv 15 troleibuze. Extinderea acestui sistem în zona de sud spre zona comercială. O să luăm un scurt apel telefonic pentru că a sunat telespectatorul nostru cu probabil o sesizare, să vedem ce are să ne spune, dar cineva vă urează mult succes departamentului tehnic din Primăria Municipiului Târgu Jiu pentru că au o gândire sănătoasă, dar îmi doresc să nu se altereze pe măsură ce se vor interacționa, cred că a vrut să scrie aici, cu lupii bătrâni din politică. Trebuie să aduceți o schimbare în bine a departamentului tehnic din Primăria Municipiului Târgu Jiu. O laudă, dar pe de altă parte și o tragere de mânecă. O comentăm mulțumim, după următorul apel telefonic. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, vă rog, stați în direct. Ce probleme aveți? Aș vrea să vă întreb și eu cum stau lucrările prin Drăgoieni. În care? Cu canalizarea, cu drumul, cu ce? Exact, cu canalizarea. Canalizarea de la Drăgoieni. Da, este e vorba de extinderea canalizării menajere în zona de est, inclusiv în cartierul Drăgoieni. Într-adevăr, noi am făcut mai multe ședințe de progres, ședințe la care am convocat constructorul lucrării, întrucât am solicitat de fiecare dată un grafic de execuție pe tronsoane. Aș menționa în primul rând că în cadrul lucrării au fost realizate lucrările aferente străzilor din zona de est a municipiului, care intră în acest obiectiv, strada Petrești, alea Sfântul Dumitru, Sfântul Dumitru. Practic tot acest tronson este realizat, însă într-adevăr, Drăgoieni și noi am făcut acel grafic de execuție până la sfârșitul anului cu constructorul, este clar, evident, că nu va termina până la sfârșitul anului. Tocmai de aceea am convocat deseori, în mai multe rânduri, la ședințele de progres. În ultimul timp, ritmul de execuție s-a mărit față de perioadele anterioare, însă vom avea aceste, sperăm să... În timp, bineînțeles că sunt și dificultăți de teren date pe de o parte de existența, necesitatea devierii unor rețele tehnico-edilitare existente în zonă, de pe anumite tronsoane în capătul localității Drăgoieni, este vorba de acel șans de alat care trebuie refăcut. Sunt o serie de dificultăți întâmpinate, de lucrări neprevăzute, însă, așa cum am spus, noi ne propusesem termenul de finalizare la sfârșitul acestui an. Bineînțeles că sperăm să se mărească ritmul și vom percepe... Vă mai întreb și eu ceva. Vă rog. Da. Spuneți. Vreau să spuneți că până la sfârșitul anului se termină. Cu o firmă cu 4-5 oameni, puteți să terminați și anul următor? Nu, tocmai de aceea, așa cum v-am spus, aveți dreptate, într-adevăr, tocmai de aceea, din punctul nostru de vedere, e clar, se vor percepe penalități de întârziere, penalități care sunt prevăzute în contract. Dar mai ales în ultimul timp am avut o serie de întâlniri, am convocat, am văzut că au mai deschis puncte de lucru și în alte zone din Drăgoieni, s-a mai intensificat, însă, într-adevăr, păi, lucrurile sunt în întârziere, aveți dreptate. Să vă explic cum stau lucrurile pe acolo. Spuneți! Acolo sunt mai multe firme, nu e doar o singură firmă. Da. Așa. Iar una dintre ele
S-au plimbat, cred că vreo 30 de muncitori. Îi ține o lună, o lună jumate, nu le dă banii și pleacă oamenii. Tocmai asta e problema. Da, noi avem contract cu o societate care da, probabil are în subantrepriză alte societăți. Noi clauzele contractuale și discuțiile le purtăm cu antreprenorul general. Aveți dreptate, într-adevăr, fiindcă și noi, normal, mergem, verificăm lucrurile și am constatat aspectele semnalate de dumneavoastră. Tocmai de aceea i-am convocat, totuși am observat că în ultima perioadă s-au intensificat, au mai deschis câteva puncte pe zona Drăgueni. Normal că este clar că nu se definitivează lucrurile așa cum aveau prevăzut în contract. Din punctul nostru de vedere se vor aplica penalizările, da. Ținând cont de penalizări, credem că și constructorul va realiza. Da, știți, omul vrea penalizarea să termine mai repede. Da. Ce voiam să vă mai întreb. Spune. Spațiile de pompare sunt toate făcute cum sunt în proiect? Păi, asta verifică dirigintele de șantier. Sunt, sunt patru stații de pompare echipate. Sunt documentele la proiect. Trebuie să corespundă, bineînțeles că se verifică aceste aspecte, inclusiv documentele de calitate, de conformitate, de către dirigintele de șantier și către de responsabilul lucrării. Bun, când aș putea să iau și o legătură cu dumneavoastră? Oricând doriți, la sediul primăriei sau numărul de telefon pe care... Dacă doriți numărul de telefon în regie? Da, da, să sunați după emisiune. Imediat după emisiune. Mulțumesc, mulțumesc pentru intervenția asta telefonică. Un alt telespectator, dar nostru, vă întreabă când se asfaltează strada Olari, că se merge pe ea ca în Moromeții. În strada Olari și în tot cartierul aferent străzii Olari se lucrează intens la lucrările de canalizare menajere. Este vorba de reabilitarea canalizării menajere. Este una din lucrările... Deci nu se va asfalta în perioada următoare. Vă spun imediat, una dintre lucrările pe care le-am anunțat pentru acest an și deja lucrurile sunt avansate, atât colectorul principal pe strada Olari, cât și racordurile la toate scările de bloc. Noi ne-am propus ca după finalizarea lucrărilor și prevedem pentru primăvara anului viitor, fiindcă bine, e clar că nu va permite timpul până la sfârșitul anului, întregul cartier, atât strada cât și aleile secundare să fie incluse în program de reabilitare completă, atât carosabilul cât și mobilierul urban, practic tot cartierul. De asemenea, același aspect și în cartierul Teilor, acolo unde avem canalizarea menajeră. Asta era următoarea întrebare, ceva vă întreabă și de aleea Teilor când se va asfalta. Da, exact același lucru, bineînțeles, pentru deci perioada iernii se va reface traseul la, pentru a se putea circula la starea inițială, dar pentru anul viitor, pentru primăvara anului viitor, pregătim documentațiile astfel încât toate aceste cartiere unde acum, în această perioadă, realizăm canalizările, lucrările de reabilitare a canalizărilor menajere sau în alte cazuri, alte lucrări tehnico-edilitare, anul viitor să le introducem în acel program, astfel încât întregul cartier să capete o nouă față, atât din punct de vedere al utilităților, dar și al aspectului. Bineînțeles, în multe cartiere și locuri de joacă și mobilier urban dorim să realizăm pe lângă aceste lucrări de reabilitare a carosabilului. Cineva ne ceartă, cred că inclusiv și pe noi, dar și pe directorii din primăria municipiului Târgu Jiu și pe cei din Consiliul Județean. Marea majoritatea directorilor din primăria Târgu Jiu și Consiliul Județean au salarii de peste 100 de milioane și habar n-au cei cu ei în acele funcții. Le mai spală rușinea domnul Chiriac, domnul Diaconescu și alți câțiva directori. Domnul Diaconescu probabil de la Consiliul Județean. Da, și habar n-au cei cu ei în acele funcții. Pentru aprecie, dar nu sunt salariile la nivel nici de cum. Cel puțin în ce mă privi, nu sunt. Deci nu sunt la 100 de milioane, peste 100 de milioane. Nici, la jumătate, poate. Da, într-adevăr, probabil există foarte multă dezinformare care e aruncată în spațiu public, conform căreia directorii din primăria Târgu Jiu, cei din Consiliul Județean au salarii toți de peste 100 de milioane și, cu excepția la 2, 3, 4, 5 persoane așa, marea majoritate sunt puși politic și se uită să tragă exact pe cărca directorilor care sunt pe criterii de competență și de experiență și ăștia trebuie să ducă tot greu vis-a-vis de tot aparatul ăsta pe care l-au sufocant și destul de greu redus în spate. Da, sunt... Nu știu dacă pot să-mi permit să fac aprecieri. Sunt salarii decente, nu ne putem plânge ca funcționari publici, că totuși s-au mai mărit, dar nu la nivelul pe care... Da, cineva e foarte supărat și ne transmite un mesaj pe care o să-l spunem și pe post.
alergii s-ar praful și cenușa de toți hoții din politica Gorjului care ne-au furat până acum. Nu știm ce să zicem, într-adevăr e destul de greu. Un alt telespectator vă întreabă dacă blocurile de pe, da, ați răspuns, blocurile de pe Grivițe, probabil nu se referă la garsoniere, vor intra, când vor intra în reabilitare termică? În Grivițe, practic, tot cartierul au fost 11 blocuri, mai puțin cele blocurile de garsoniere care au fațada expusă chiar spre strada Griviței. Din cele două asociații, sunt două asociații, acelea nu au fost incluse, cu toate că proiectele au fost elaborate, însă nu au fost incluse în program datorită, așa cum am spus, neîndeplinirii obligațiilor de către asociația de proprietari, respectiv, în primul rând, lista de semnături, că își doresc acest lucru. Reluăm această procedură, am purtat discuții cu asociațiile din zonă și reluăm faptul că avem acele proiecte, reluăm discuțiile, astfel încât să putem să le includem pentru anul viitor, pentru programul multianual ce va derula începând cu 1 ianuarie 2019. Probabil cineva din domeniul taximetriei vă întreabă care este logica care a stat la baza mutării stației de taxi din zona parcului Constantin Brâncuș în fața la fosta pizzerie care era acolo. Sunt deja în zona Pieței Mare două stații de taxi, una pe partea cu parcul și una pe partea cu fosta pizzerie. De ce? Probabil sunt supărați că îi mutați de aici din... Da, probabil că nu toată lumea poate fi mulțumită, normal că toate aceste modificări s-au făcut pentru a eficientiza cumva. Dar când veți muta stația asta de taxi de aici de la Hotel Gorj? Nu vă pot spune. Există un termen precis sau... Nu, este stabilit de către serviciile de specialitate, dar nu este în competența mea și nu vă pot spune exact un termen când... Am 34 de ani, da, a revenit respectatorul cu mesajul cu taxiul dinainte. Am 34 de ani, fac taxi, dar mă gândesc deja să îmi vând mașina și să plec din nou la muncă în străinătate. Nu știu neapărat dacă, stimate respectator, faptul că primăria municipiului Târgu Jiu a decis mutarea acestei stații de taxi, nu știu dacă e atât de dramatic. V-aș ruga să sunați în direct, să spuneți ce vă nemulțumește, pentru că nu trebuie să plecați din nou la muncă în străinătate, pentru că primăria a decis, nu știu, mutarea stației de taxi de aici cu... 50 de metri mai în jos. Și puțin. Acum trebuie să ne gândim la un lucru fără a face, nu ține de competența mea, de atribuțiile de servici, dar totuși stațiile de taxi, bineînțeles, după cum știm, aparțin tuturor celor care dețin taxiuri. Nu este într-o stație, sunt doar anumiți. Ce vrea, bine, da. Bineînțeles că ei ești... La liber, da. Da. Nu vă mai faceți iluzii atâta timp când mafia conduce Gorjul, totul reprezintă doar utopii și fantezii. Un mesaj greu de comentat. Da, eu zic că trebuie să avem încredere, fiindcă se fac și lucruri bune. Cineva vă spune că în comuna din Paris drumurile sunt praf, iar blocurile stau cu tencuiala să pice. În comuna din Paris, lângă poliția acolo. Da. Ce se întâmplă acolo cu drumurile și cu blocurile? Nu, pe de o parte strada acum vis-a-vis de, nu știu, la face referire la interiorul cartierului, probabil, sau la strada comuna din Paris. Trebuie asfaltată sau care ar fi problema? Strada comuna din Paris, avem proiectul de realizare a modernizării carosabilului. Deci însă, e o problemă cu drumul. Nu, vreau să vă spun că am avut o analiză cu domnul primar la începutul anului și... Cu prioritate intervenim și avem deja proiectele. S-au făcut anumite străzi în municipiu unde s-a reabilitat carosabilul, dar avem proiecte majore, proiecte mai complexe de investiții, care includ și canalizarea pluvială, întreg sistemul rutier, borduri, trotuare, mobilier urban. Și prioritar au fost incluse acele străzi la care, în urma analizei pe care am făcut-o, nu vor mai fi executate ulterior lucrări la utilitățile publice, apă, canalizare, energie electrică, gaze, adică acele străzi la care lucrările de reabilitare, de înlocuire, de îmbunătățire a sistemelor respective au fost realizate deja, astfel încât, normal, după modernizarea străzii respective să nu mai fie nevoie de a interveni pe acestea. În ceea ce privește comuna din Paris, prin operatorul Aparegio se vor realiza lucrări în anul viitor, cel puțin pe primul tronson, de la bulevardul, de la intersecția cu bulevardul Ecaterina Teodorului până la intersecția cu strada Griviței, se vor realiza lucrări atât de colectoare principale de canalizare, cât și tronson și de rețea de distribuție a apei menajere. Ne propunem ca anul viitor să includem tronsonul dintre Griviței până în capătul străzii.
în capitolul de stațiune. Un alt respectator vă întreabă ce se va întâmpla cu parcarea de la Rodna. Va fi în, va intra sub tutela primăriei sau va rămâne către, cel, către factorul privat? Da, nu mă ocup de asta, dar pot să vă spun... Da, e o întreagă tevatură de parcarea asta de la Rodna. Da, până la urmă este un contract de concesiune care, după câte știu, expiră la sfârșitul anului viitor. La sfârșitul anului curent. Da. Condițiile în care expiră acel contract și nu a fost renuit, normal că proprietatea este domeniu public. Ne este că nu reușesc să... Acum cineva vă întreabă, domnule moderator, dacă se poate să ne spună domnul director despre cum s-au făcut lucrările cu afacerile, mă rog, afacerile între ghilimele, lucrările cu încredințare directă până în anul 2016 în primăria municipiului Târgu Jiu. Da, nu cred, nu... Formularea mi se pare... Tendențioasă? Da, mă rog, este o apreciere a dumnealui, nu e vorba de afaceri. Dacă aveți, stimate trebuie proceduri, dacă aveți, da, probe concrete sau probleme care ați întâmpinat, veniți la noi și aveți ușile deschise. Acum știți cum e. Achizițiile sunt clar reglementate prin, în funcție, prin legislația existentă, în funcție de limitele valorice ale fiecare. Acestea sunt încadrate în categoria de... tipul de achiziție publică pentru fiecare lucrare în parte. Nu știu dacă aveți cunoștință despre astfel de lucruri. Patronii din Târgu Jiu desființează firmele, apoi le înființează din nou pentru a beneficia de scurtiri de impozite și nu angajează pe nimeni, doar vechii angajați din nou. Da, mă rog, nu cunoștință de... Da, păi aveți ITM-ul, stimate telespectatori, aveți diverse pârghii de acțiune, nu știu, cei de la finanțe, cei de la ANAF, dacă într-adevăr desfințează firmele și apoi le înființează pentru a beneficia de diverse facilități acordate de statul român, aveți ușa deschisă încurată, porțile deschise aici la Acces TV pentru a ne prezenta toate documentele pe care dumneavoastră le aveți sau ceea ce știți și ulterior o să preluăm noi mai departe. Vroiam să vă întreb, haideți că ne apropiem cu pași repezi, ușor de finalul emisiunii, ce proiecte, că am rămas la proiectele pe care dumneavoastră le aveți în derulare, nu reușind la începutul emisiunii să ne spuneți paleta completă. Da, pe de o parte începusem pe axa 4, pe programul operațional regional finanțat din fonduri europene, acel proiect de transport în comun, zona de agrement din cartierul Narciselor, o zonă de agrement nouă la nivelul municipiului de pe 11 hectare, la care avem finanțare de 2,3 milioane de euro, spații verzi în zona străzii Tușnad, tot ca și zonă de agrement, grădințele cu program prelungit, cele de care v-am vorbit, grădința 8 și grădința Mihai Eminescu, toate acestea sunt incluse în acest, pe axa 4, în cadrul programului operațional regional. De asemenea, iluminatul public la nivelul municipiului, proiect care deja se află în faza de contractare, modernizarea sistemului de iluminat public, un proiect în valoare de 5 milioane de... un obiectiv la cărui execuție va... Calea Eroilor, vom reuși să facem ceva cu ea în... Păi, Calea Eroilor, după cum ați văzut, au început lucrările, noi am făcut demersuri către operatori de a prelua partea de lucrări de deviere și îmbunătățirea sistemelor de utilități publice, au început lucrările în ceea ce privește devierile electrice de către operatorul de energie electrică. În următoarele zile vor începe lucrările de deviere a rețelei de distribuție gaze naturale, de asemenea de către operator. După realizarea acestor lucrări... Deci, practic, se pregătește terenul pentru investiții. Deja se pregătește. Nu s-a început efectiv să... Când se va începe efectiv să lucreze? Domne, ne apucăm de Calea Eroilor, deschidem șantierul pe 17... Anumite lucrări vor începe din acest an. Deci din acest an vor începe. Da, spre finalul lunii Câte noiembrie. Câte estimați că vor dura lucrările de definitivare la Calea Eroilor până vom anul avea viitor, și noi? Anul viitor vor fi gata. Vor fi gata la Vor fi finalizate. Pe acest tronson, bineînțeles, pe care ni l-am propus de la intersecția cu strada Popa Șapcă până la intersecția cu strada Mărășești. Vom avea și noi un municipiu reședință de județ cum este Târgu Jiu, care să semene cu Timișoara, să semene cu Aradul, să semene cu Oradea, să semene cu Clujul, de ce nu? Pentru normal că... Așa, știu că asta vă doriți, dar nu, vom ajunge, nu știu, poate nu copiii noștri, noi poate să vedem peste 5 ani, peste 10 ani, un oraș care, zic eu, să fie drag să trăiești în el, pentru că moștenirea care a venit din spate este una îngrozitoare. Normal că ne dorim să trăim într-un oraș cochet. Putem să realizăm, stă în competențele, în atribuțiile noastre, de a în ceea ce ne privește, din punct de vedere al municipalității, proiectele care se pot face. Bineînțeles că sunt multe proiecte, se poate sectorul privat care poate să realizeze multe. Normal, toate acestea sunt legate, corelate cumva între ele. Însă legat de Calea Eroilor, este un început.
Noi dacă facem, dacă se realizează acest tronson în prima etapă, să ținem cont că avem un proiect care se adresează zonei protejate. Mai nou, domnul primar, și chiar o să avem la sfârșitul săptămânii întâlnire cu cel ce a câștigat conceptul, concepția, concursul de soluții privind concepția întregii zone protejate, de extinderea acestui, dorim să extindem acest proiect la nivelul municipiului, să extindem și în zona centrală conceptul acestui proiect, astfel încât întreaga zonă protejată, etapizat întreaga zonă protejată a municipiului, zona protejată a ansamblului monumental, să facă parte și să contribuie cumva la, la crearea unui mediu urban și arhitectural de, de referință. Un alt respectator ne spune că și-au bătut joc de noi la IDP, ne-au muncit ca pe ultimii oameni și acum ne dau afară în prag de iarnă. Vă rog, dacă doriți să apăreți și să vă spuneți punctul de vedere și să nu se ajungă la astfel de situații ingrate, domnul director Aur Chiriac reprezintă Primăria Municipiului Târgu Jiu. IDP-ul este o instituție tutelată de o altă autoritate de la nivel județean. Vă așteptăm aici mâine să veniți alături de noi pentru a vă prezenta punctul de vedere și de ce nu să programăm și o emisiune, pentru că trebuie să demantelăm absolut tot ceea ce se întâmplă acolo cu toate informațiile pe care dumneavoastră le aveți din interior și vă mulțumesc că ne-ați trimis această sesizare. Probabil, din câte ne transmite telespectatorul nostru, s-ar pregăti noi concedieri la IDP. Eu refuz să cred că va exista în perioada iernei, pentru că, de regulă, am văzut și acum un an sau doi ani, dacă nu mă înșel, din nou un val de concedieri la IDP. Dar vorbim despre Primăria Municipiului Târgu Jiu astă seară. Vă rog să ne înțelegeți și pe noi, pentru că domnul Raul Chiriac nu are competență vis-a-vis sau atribuții vis-a-vis de întreprinderea de drumuri și poduri din... Dacă îmi permiteți, vis-a-vis de proiecte, nu am mai discutat de cele pe fonduri europene sau cele alocate de la, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală sau alte programe, fiindcă avem deja derulăm în ceea ce privește Casa Verde la unitățile școlare. Deja o să începem lucrările, am câștigat un proiect prin administrația Fondului de Mediu. Sunt și alte proiecte. Aș vrea să fac referire, fiindcă este momentul în această perioadă, este un act, o reglementare nouă, un hotărâre de guvern 76, prin care se alocă fonduri în anii următori pentru obiective de interes cultural și ținând cont de faptul că în viitoarea ședință de guvern vom aloca ședință de consiliu, pardon, de consiliu local, se alocă suma pentru achitarea contravalorii Casei de Cultură, așa cum a fost oferta la licitație, astfel încât să municipalitatea să devină proprietarul Casei de Cultură. Vom face și demersurile în cadrul acestui program, de deja lucrăm la documentație pentru depunerea a 4 proiecte pe acest program. Este vorba de reabilitarea Casei de Cultură, întrucât, așa cum am spus, aceasta revine municipalității. Avem și noi o emblemă, într-adevăr, o dată modernizată și aranjată, pentru că, sincer, mă uit la Casa de Cultură, arată dezolant și încă o problemă, mă uit la gardul ăsta care înconjoară parcul lui Constantin Brâncuș de aici, parcul nostru central. Dom'le, e dezolant, de când eram eu copil mic, tot la fel. Măcar da, dați-l jos și faceți ceva cu el și lăsați-l așa. Dorim să folosim această oportunitate, întrucât fiind identificat acest program care poate finanța, ne propunem să, ca obiectiv prioritar, bineînțeles, Casa de Cultură, dar corelat cu aceasta vom depune încă 3 proiecte. Acel centru cultural multifuncțional pentru tineret, practic o casă de cultură a tineretului, la care avem proiect elaborat în proximitatea, chiar în zona semicentrală, în zona de nord, lângă universitate, chiar în sediul universității, ținând cont că este un centru cultural pentru tineret, cu toate funcțiunile. Ce se va face acolo? Nu știu, fotbal, șah, gândiți-vă discotecă, este bowling, nu știu ce. Au ce absolut face? Toate. Și galerii de artă, și spații de spectacole. Vreau să spun numai la... Păi stați, adică oamenii, tinerii nu se mai duc la mall și credeți că vin acolo? Este o clădire cu o suprafață desfășurată de peste 4.000 de metri pătrați, dispusă pe 3 paliere, parter și, parter și 2 etaje. Vreau să spun că pe lângă spațiile de expoziții, spații de socializare, de informatică, media... Să nu rămâneți pe acum, ați rămas cu clădirea aia din Piața Mare. Nu, dar și au construit-o acolo și stau și se uită la ea. Lucru important, asigură și 2 săli, una sală de cinema sau de spectacole cu 170 de locuri la etajul 1 și la etajul 2 deasupra o sală de conferințe. Municipiul are nevoie de o sală de conferințe de capacitate mai mare, tot, cum am spus, de 170 de locuri. Deci va fi și un cinema acolo. Bineînțeles. Prioritar este clar proiectul în ceea ce de reabilitare și modernizare a Casei de Cultură. Însă, ținând cont că avem elaborat proiect și pentru acel centru cultural, bineînțeles că îl vom depune și pe lângă acestea
alte două proiecte, modernizarea Teatrului de Vară, modernizarea și reabilitarea Teatrului de Vară, unde dorim să refacem, să reconfigurăm cumva... Să dați un suflu nou, da, exact. Culturii din județul toată, Gorj. Toată locația respectivă și un complex artistic la care de asemenea avem proiectul elaborat, inclusiv la faza de PTU, de proiect tehnic, complex artistic la Liceul de Muzică. Ce presupune asta? O clădire pe plus 2 cu sală de spectacole de 160 de locuri, inclusiv loje, sale de repetiții, dedicat, bineînțeles, specificului liceului, fiind liceul de arte. Cu toate spațiile necesare pentru, mă rog, pentru toate disciplinele din cadrul liceului. Într-adevăr, proiectele pe care le aveți în derulare sună bine, dar când vor fi implementate? Ne puteți da un orizont al termenului, adică să știm 2020, 2021, 2022, 2050, nu știu. Sunt proiecte la care vă putem da un termen clar, întrucât sunt cele finanțate din fonduri europene sau cele Calea Eroilor, așa cum a spus, anul viitor. Avem reabilitarea liceului Tudor Vladimirescu și Colegiului Național Spiru Haret, la care valoarea acumulată a acestora este de peste 10 milioane de lei, 100 de miliarde de lei vechi, care deja sunt în procedură de achiziție. Liceul Tudor și imediat deci în zilele următoare și liceul Spiru. Tot anul viitor. De asemenea, toate proiectele de la învățământ, din domeniul învățământului, vor fi realizate în mare parte anul viitor. Sau cel mult pe 2 ani. Dar majoritatea la sfârșitul anului viitor. Proiectele pe axa 4, care au finanțare, bineînțeles, ținând cont de complexitatea și anvergura acestora, cum este proiectul de transport în comun categoric, lucrările se vor derula pe o perioadă de 3 ani. Zona de agrement din strada, din cartierul Narciselor, care se poate realiza pe parcursul unui an. Toate aceste proiecte, practic, finanțate din fonduri europene, la care se încheie contractele de finanțare, se vor... Faptul că sunt proiectele elaborate, se vor derula și procedurile de achiziție și începerea lucrărilor. Deci, ele în următoarea perioadă se vor realiza. Un telespectator sau o telespectatoare ne adresează o invitație la baluri la spital. Vă rog să veniți să vedeți cum arată blocurile din zona Diana și în ce hal miros subsolurile. Așa cum am spus, în acest an am realizat lucrările de și sunt în curs de execuție, urmând a fi definitivate până la sfârșitul anului, în cartierul Olari, care este Diana este aproape, învecinat, dacă nu mă înșel, spre calea ferată. Chiar am discutat în aceste zile în ședință cu domnul primarul, urmează a introduce pe anul viitor de a realiza lucrările de reabilitare a canalizării menajere și în zona Castanilor. Și subsolurile acelea intră în atribuție, dacă nu mă înșel eu, a asociațiilor de proprietari că pentru a fi curățite și... În ceea ce privește lucrurile de canalizare, vreau să fac mențiunea că acolo unde este cazul, unde se permite, unde cota terenului permite, fiindcă la o canalizare menajeră, normal că punctul de deversare depinde de canalizare, de colectorul principal. Au fost preluate toate subsolurile acolo unde... inclusiv radierul, acolo unde cota a permis, dar bineînțeles că se preiau toate subsolurile acolo unde, dar partea de instalații interioare în subsolul blocului este responsabilitatea asociațiilor de proprietari. Toate proiectele derulate de municipalitate, de către primărie, vizează atât colectoarele principale, cât și racordul la fiecare scară de bloc, acolo unde se preiau toate conductele ce provin din subsolul blocului. Și vă spune mult succes domnului director Raul Chiriac și cât mai puține pierdici din partea Consiliului Local Târgu Jiu. Vă mulțumesc. Deci mulțumesc. Există o oarecare senzație de disconfort între aparatul tehnic și Consiliul Local? Nu, vă spun personal, nu am simțit niciodată. Avem prezent, cel puțin personal, prezent în toate ședințele de Consiliu, materialele, nu am avut... conflicte sau dacă sunt normal, sunt probleme de a lămuri anumite aspecte acolo unde este necesar și sunt binevenite aceste lămuriri. Dar nu m-am considerat. Cineva ne transmite deșteaptă-te Gorjene din somnul cel de moarte în care te adânciră bandiții și tiranii. Oare noi suntem urmașii lui Gruia, Tudor sau Brâncuș? Un mesaj destul de penetrant. Cineva ne spune, suntem foarte mulțumiți de acest guvern al lui domnul Dragnea, nu are rost să mai ieșim în stradă pentru că deja știm ce se va întâmpla. Da. Un mesaj frumos.
Vreau să, deja ne-am apropiat cu pași repezi de finalul emisiunii, vreau să vă întreb dacă în perioada următoare ce se va întâmpla ceva cu aceste canalizări, pentru că de fiecare dată am văzut că defulează. În momentul în care există o ploaie din asta mai intensă, automat vedem peste tot băltoace din asta și, bineînțeles, teribiliștii care nu există să-și facă apariția. Pe de o parte. Care ar fi soluția? Pe de o parte, dumneavoastră faceți referire la canalizările pluviale. Exact. Avem proiect deja... S-a definitivat procedura de achiziție pentru realizarea unui colector în zona de nord, pe strada hidrocentralei, care va realiza parțial problema canalizării pe zona respectivă, cel puțin, dar va avea influență și asupra zonei centrale, întrucât toate apele ce provin din zona de nord... Nu se acumulează exact. Aici. Este un colector pe diametru de 1000 de milimetri, care va duce direct, va deversa direct într-un cămin în zona hidroelectrică, ce are deversare în râul Jiu. De asemenea, fiecare stradă pe care o realizăm, mă refer la reabilitare, carosabil, trotoare, pentru fiecare, la toate proiectele am inclus și rețelele de canalizare pluvială, de asigurare a scurgerii apelor, a preluării apelor provenite din ape meteorice. Pentru fiecare stradă sau acolo unde există canalizare menajeră, canalizare pluvială, reabilitarea acesteia. În ceea ce privește rețelele de canalizare menajeră, așa cum am spus, avem un program complex. Sunt acele cartiere pe care unele definitivate, altele pe care vi le-am expus și care se află în fază avansată, peste 70% execuție. Însă avem deja proiectele pregătite, astfel încât anul viitor, în 6 cartiere, să realizăm rețelele de canalizare menajeră, atât colectoarele, cât și racordurile la fiecare scară de bloc. Și este vorba de zona de sud, zona blocurilor aferente Teilor, partea de sud a aleii Teilor, fiindcă partea de o parte se realizează în această perioadă, Teilor, Agriculturii Săvinești, comuna din Paris, deci reabilitarea canalizării menajere pe străzile din Târgu Jiu. Nu, fiindcă sunt luate o serie de măsuri, bineînțeles că le realizăm etapizat. O parte, așa cum am spus, în ceea ce privește canalizarea pluvială, o problemă importantă se va realiza prin acel colector pe care îl vom realiza, îl vom începe în acest an, probabil că în primăvară se va finaliza, fiindcă este o lucrare destul de mare, este un colector de la râul Jiu până la intersecția cu Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, care va prelua absolut toată zona de nord, zona Bicaz, zona cartierului de Barcader și, așa cum am spus, va avea o influență pozitivă și asupra funcționării. Va degaja impresiunea asta care e concentrată exact, în zona centrală și odată degajată, automat nu vor mai exista acumulările pe care le-am văzut în, cel puțin în perioada verii și imediat se arată cu degetul către primăria municipiului Târgu Jiu, deși asta intră în sfera de competență a Apa-Regio, care este o cu totul altă unitate, într-adevăr, da. Teoretic are o relație de subordonare cu primăria municipiului Târgu Jiu, dar nu vorbim de atribuții totale, și așa adică cum primăria Târgu Jiu... Pentru a rezolva definitiv problema, bineînțeles că studiem și în zona centrală, sud, de a realiza un colector, de a găsi o soluție tehnică pentru rezolvarea... Un telespectator vă întreabă oare câte din promisiunile făcute de domnul director se vor îndeplini? Să știți că toate sunt, tot ce am expus sunt puse în practică, sunt propuse în programul de investiții, unele sunt în execuție, sunt proiecte. Bineînțeles că orice proiect pornit trebuie realizat până la urmă. Normal că nu toate, poate nu sunt nici fonduri sau nu sunt condițiile tehnice la un moment dat de realizare, fiindcă avem o serie de proiecte. Am elaborat anul acesta foarte multe proiecte, unele deja sunt în curs de execuție, alte proiecte sunt pregătite pentru proiecte de valoare însemnată sau cu caracteristici care sunt pregătite pentru a fi depuse în vederea obținerii finanțării din alte surse, din fonduri europene sau de la bugetul de stat. Un telespectator ne întreabă de modul în care vor fi valorificate operele lui Constantin Brâncuș. Nu mai avem timp, am ajuns aproape la finalul emisiunii. Vă rog o concluzie a dezbaterii noastre din această seară. Și un mesaj pentru telespectatorii care v-au privit în această seară. Ținând cont de toate proiectele, normal că nu pot să fac referire decât la probleme pe care le-am discutat de investiții, faptul că avem demarat o serie de proiecte, în perioada următoare o să se vadă o serie de investiții efectiv implementate. Exact.
Mulțumesc pentru participare din această seară. Directorul de investiții din Primăria Municipiului Târgu Jiu, domnul Raul Chiriac, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și ați fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc că ați fost în această seară în studio pentru a tranșa aceste probleme. Dumneavoastră, stimați telespectatori, ca de obicei, vă mulțumesc că sunteți alături de noi aici la Acces TV. Vă spun o seară plăcută și mâine aici din nou un subiect interesant pentru Târgu Jiu și pentru județul Gorj. Mâine o să vedeți exact despre ce este vorba. Până atunci vă spun o seară plăcută și nu uitați să ascultați mâine Radio Omega, știri interesante și muzică bună aici pe 91.8 FM. La revedere, să auzim mai bine.